Doamnelor, domnilor, urmează știrile din sport prezentate de Ion Buga. Bună seara, Ion! Bună seara, Stela! Cu ce informații vii? Sporturile de iarnă și intră în drepturi de pline după competițiile de schi alpin, sanie și schi fond au început competițiile de biatlon. Cum au debutat sportivii noștri, aflați imediat. Anastasia Nicipărincu a debutat pentru Moldova în Cupa Mondială de Biatlon. Sportiva de origini ucrainene participă zilele acestea la etapa inaugurală a sezonului la Ostersund, Suedia. În cursa individuală pe distanță de 15 km, Anastasia s-a clasat pe locul 93 printre 102 participante. Chiar dacă a avut doar 3 minute de penalizare, Anastasia Nici-Porenco a cedat în Nadejda Scardino din Belarus aproape 9 minute. Podiumul a fost completat de norvegianca Sinoe Solemdal și Iulia Gima. La prima etapă a sezonului din Suedia, Anastasia Nici-Porenco va mai evolua la proba de sprint pe distanța de 7,5 km. Săptămâna trecută, Anastasia Nici-Porenco a alături de conaționala Ana Ghilenco au debutat și în Cupa Europei de Biatlon, însă au înregistrat rezultate modeste. Ambele sportive sunt cotate cu șanse bune de a reprezenta Moldova la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2018. Manchester City a obținut o nouă victorie în Premier League și menține în continuare un avans confortabil de 8 puncte distanță față de urmăritoarea Manchester United. Victorie pentru Chelsea, Arsenal și Liverpool cetățenii au învins pe teren propriu pe Southampton, scor 2 la 1. După o primă repriză albă, în metanul secund de Bruine a deschis scorul pentru gazde, însă Romeu a restabilit egalitatea. Golul de 3 puncte prețioase a fost înscris de Sterling în prelungiri. Manchester City a obținut a 13 -a victorie stagională și nu cunoaște înfrângerea în acest sezon. Într-un alt meci, Chelsea a învins în propriul FIEF pe Swansea, scor 1 la 0. Rudiger a înscris decisiv pentru londonez, care se mențin pe locul 3. Poziția 4 este ocupată de Arsenal, care a surclat sat la propriu pe Huddersfield cu 5 la 0. Giru, Dublă, Sanchez, Ozil și Lacazette au marcat pentru tunari. În fine, Liverpool a trecut la scor de neprezentare pe terenul lui Stoke City 3 la 0. Manea a deschis scorul, iar ulterior Salah și-a trecut în cont dubla. Gremio Porto Alegre a câștigat Copa Libertadores, echivalentul Ligii Campionilor în America de Sud. Este al treilea triumf al brazilienilor în competiție după cele din 1983 și 1995. După 1-0 în fața propriilor suporteri, Gremio Porto Alegre s-a impus și pe terenul formației argentinene Lanus, adversara din finală. Brazilienii au câștigat cu 2-1 grație golurilor reușite în prima repriză de Fernandinho și Luan. Golul de onoare al gazdelor i-a aparținut lui José Sant în minutul 72. În calitate de câștigătoare a Copei Libertadores, Gremio Porto Alegre va participa la campionatul mondial al cluburilor, competiție în care va debuta în faza semifinalelor. Celelalte echipe calificate la turneu din Emiratele Arabe Unite sunt Real Madrid, Urava Red Diamonds, Vidat Casablanca, Paciuca, Oakland City și Al Jazeera. Paris Saint-Germain a obținut o victorie în campionatul Franței, de această dată victima liderului din Ligue 1 a fost Troyes. Lider detașat în Franța, PSG a punctat doar la impresie artistică, nu și pe tabelă în prima repriză a meciului cu Troa, încheiată 0 0. Cavani a ratat cu seninătate un penalty în minutul 41. Brazilianul Neymar a dat tonul victoriei parizienilor în minutul 73, cu cel de-al noulea gol al sezonului în Ligan. Cavani s-a revanșat în minutul 90 și cu 17 goluri s-a distanțat la 4 puncte de atacantul lui Monaco Falcao, al doilea clasat în ierarhia golgheterilor. Învingătoare cu 2 la 0, PSG, PSG e la 10 puncte de Marseille, care a profitat de înfrângerile celor de la Monaco și Lyon și-a urcat pe locul secund. Acestea au fost știrile din lumea sportului din această seară. La revedere!